Octombrie este o lună neagră pentru Mihai Prunariu. Anul trecut a fost înlocuit din funcția de director al CS Panduri, iar postul a fost ocupat ulterior prin concurs de fostul fotbalist Sorin Vintilescu. Prunariu a acționat în instanță decizia Ministerului Tineretului și Transportului și a revenit în funcție, dar a primit o lovitură dură zilele trecute. A aflat că a fost din nou demis, iar în locul său a fost instalată interimar antrenoarea de atletism Viorica Dima. Acești oameni stau în spate, în principal Marin Condescu, și dacă anul trecut stagiatul a fost Marcel Hoară, cel care a făcut legătura între Marin Condescu și ministra tineretului și sportului la vremea respectivă, Simona Plăcintă, acum stagiatul a fost actualul prefect al județului Gorj, Liviu Vasile Ciortan Andrei, care de vreo lună de zile a pus presiuni pe conducerea Agenției Naționale pentru Tineret și Sport. Prefectul Liviu Andrei a refuzat să facă o declarație oficială, dar neagă orice implicare în demiterea lui Prunariu. Nici nu știam că Prunariu a fost schimbat din funcție. El oricum m-a atacat și în trecut, nu e prima oară. Nu stau eu să dau declarații în legătură cu Prunariu, e prea mic pentru mine, a spus nervos prefectul. Miza întregului scandal pare să fie baza sportivă a clubului Panduri, după spusele lui Prunariu. Baza care conține hotelul, cantina și strandul aflat într-o stare deplorabilă, dar și terenurile de basket sunt în proprietatea ministerului, dar sunt administrate de directorul clubului sportiv. Interesele lui Condescu nu s-au schimbat de acum 5 ani de zile și baza sportivă. În plus vreau să spun că el a făcut o hârtie către Agenția Națională pentru Sport și Tineret, unde a solicitat preluarea întregului patrimoniu al clubului agenției, hotel, mă rog, pentru modernizare, pentru îmbunătățire și pentru a-l prelua efectiv. Deci ăsta este interesul. Hotelul, sport, restaurantul, terenul de aici. Să nu uităm că este totuși o suprafață destul de mare în centrul orașului, vorba de vreo 7 hectare. Prunariu este acum hotărât să nu mai aștepte luni întregi pentru a reveni în funcție și va acționa mai repede. A contestat deja decizia venită de la minister și speră să obțină anularea concursului pentru postul de director programat în decembrie. Bosul de la fotbal, Marin Condescu, nu a putut fi contactat pentru a-și exprima punctul de vedere.